Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Este revoltă printre antreprenori și experții contabili după ce guvernul a adoptat o serie de ordonanțe de urgență prin care introduce reguli noi pentru raportarea și plata TVA, printre altele. Aceste măsuri au fost luate după o pseudo-dezbatere publică de numai vreo două zile. Brusc, economia privată s-a trezit că are de urmat noi proceduri care presupun nu doar costuri suplimentare, ci și timp, energie și mai ales plată în avans către stat a unor sume foarte mari pe care firmele ar urma să le recupereze la un moment dat. Pe pagina de Facebook a ministrului finanțelor, de pildă, zeci de contabili și antreprenori au criticat în termeni foarte duri noile reglementări. Este evident că nu ați lucrat în mediul privat și nu aveți nimic în comun cu economia reală, îi scrie ministrului Boloș cineva. Altcineva spune așa: ceea ce vreți să implementați prin aceste legi date în grabă, netestate, nu face ceea ce vreți, nu face decât să îngreuneze munca contabililor, să descurajeze antreprenorii și să determine firmele mici să închidă porțile. Altcineva: oare dumneavoastră sau oricare dintre cei care au propus și votat tâmpenia asta de ordonanță de urgență, câte de conturi de TVA, normale, din acelea banale, ați completat în vasta dumneavoastră experiență? Dacă răspunsul este zero, cum este cât se poate de evident, cum îndrăzniți să debitați astfel de bălării? Se înfurie altcineva. L-am sunat pe avocatul specializat în fiscalitate, Gabriel Biriș. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Puteți să ne explicați pe scurt de ce sunt antreprenorii și contabilii atât de furioși? Care este problema cu această e-TVA? Cum ați spus și dumneavoastră, cum ați făcut introducerea foarte corect și cum au spus și cei care au comentat pe pagina domnului ministru, această nouă obligație, că de fapt e o obligație de contul precompletat, ar fi trebuit să fie un serviciu pe care ANAF-ul dă contribuabilului ca să-i simplifice munca. Din păcate însă, teoria și practica aici nu se potrivesc. În teorie lucrul ăsta ar putea să ajute, în practică se încurcă imens, pentru că ce se întâmplă? În primul rând, se devansează termenul de punere a declarației recapitulative, 394, ceea ce înseamnă că contabilii din firme și contabilii din firmele de contabilitate vor avea mult mai puțin timp ca să finalizeze introducerea tuturor informațiilor și înregistrarea acestei declarații cu ANAF. Da, de ce vrea guvernul primește... De ce vrea guvernul să în facă numele, în, așa cum au făcut de-a lungul timpului foarte multe chestii în numele luptei împotriva evaziunii. Să nu uităm că oamenii aceștia, adică asta... nu e vorba de facturi care sunt deja înregistrate, adică înțeleg că guvernul complică viața celor care oricum plătesc taxe, nu? Vorbim de dublă sau chiar triplă raportare în multe situații. Deci, ANAF urmează, conform ordonanței acesteia 70, să trimită contribuabilul un decont precompletat. Contribuabilul își depune propriul decont conform datelor din contabilitate. Și în cazul în care apar diferențe mai mari de 20%, primesc o notificare de la ANAF prin spațiu privat virtual și trebuie să depună o notă justificativă, adică să justifice diferențe. Ori asta, închipuiți-vă câtă muncă suplimentară înseamnă. Pentru că niciodată de conturile precompletate de ANAF nu vor fi la fel și în unele cazuri poate nici măcar apropiate de conturile pe care le depun companiile. De ce? Pentru că în piață sunt companii care aplică regimul de plata TVA la încasarea facturii, adică înregistrează TVA-ul deductibil și TVA-ul colectat vânzătorul doar când încasează factura, iar cumpărătorul poate deduce doar când plătește, ceea ce e o diferență față de regimul normal, care înseamnă că TVA-ul se colectează și se deduce atunci când se emite factura, respectiv când se primește. Iar sunt situații în care
angajații companiilor iau bonuri și nu le decontează. Uh-huh. Domnule Biriș, spuneți-mi, de ce sunt credeți... foarte multe astfel de situații. Domnule Biriș, de ce credeți că guvernul nu se îndreaptă mai întâi împotriva celor care nu plătesc taxe în țara asta? Păi cine sunt? Cine or fi aia care nu plătesc taxe? Nu știu. Dar înțeleg că e un gap de încasare la TVA care e de peste 35%, adică se încasează mai puțin de 2-3 din... 37%, 9 miliarde de euro s-au pierdut în 2021 când avem ultimele date la nivelul UE. Bun, deci... Și ce este cu atât mai... Ce este absolut scandalos este că în ultimii 3 ani de analiză, 2019-2021, gap-ul de TVA în toată Europa s-a înjumătățit, iar la noi a crescut. În 2019 era 33, în 2021 a ajuns la 36,7. Dar de ce e atât de mare? De unde vine această diferență? Eu am tot spus. Diferență, gap-ul de TVA nu poate veni din B2C, adică din vânzările către populație. Nu are cum. Nu poți să justifici în momentul în care vezi care e structura veniturilor din TVA. Că TVA-ul e o taxă pe consum care e venit la buget doar când este plătită de consumatorul final. Consumator final poate să fie statul prin instituțiile lui, că nu deduce TVA. Pot să fie companiile scutite fără drept de deducere, sectorul financiar, adică bănci, societăți de asigurări, educație, sănătate publică sau privată, nu deduc TVA. Deci ei sunt consumatori finali. Uh-huh. Dai la o parte astea două felii mari din tort, îți mai rămâne un pic peste jumătate. Din restul, cea mai mare parte sunt utilități și comerț modern, adică supermarket, hipermarket și magazin de mod. Care sunt înregistrate și ele fiscal? Nu există să plătești utilități sau să cumperi de la supermarket fără să primești bon fiscal. Și atunci unde e diferența? Diferența este în business to business, adică între companii, pentru că între companii TVA-ul circulă precum apa în natură. De la cumpărător la vânzător, la buget și înapoi la cumpărător, prin deducere sau rambursare. Acolo dispar. Acolo este cea mai mare problemă. Și problema asta nu este adresată prin niciuna din măsuri. De fapt, este o singură măsură care chiar are sens, și anume taxarea inversă generalizată, care este posibilă, e posibil să se obțină o derogare, în România însă nu o cere. E o directivă din 2018, la care am contribuit și eu în 2016, când eram secretar de stat, tocmai din acest motiv, că dacă între firme nu mai circulă TVA, atunci dispare tot ce înseamnă fraudă carusel, dispar iarăși rambursările de TVA, din care unele sunt ilegale și în plus ține atât contribuabilul, dar și inspectorii fiscali ocupați cu nimic. Domnule Biriș, mai am o întrebare, că din păcate suntem la limită cu timpul. Da, vreau să vă întreb, experiența dumneavoastră ce spune? Credeți că după aceste proteste și reacții foarte vehemente, guvernul va modifica ordonanța respectivă sau va merge înainte? Păi, eu cred că acum există o bună șansă să fie modificate, pentru că să nu uităm, suntem încă în an electoral. Și prin ce a făcut ministrul Boloș, strică foarte rău planurile atât ale PSD-ului condus de domnul Ciolacu, cât și ale PNL-ului condus de domnul Ciucă. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în Deșteptare avocatul specializat în fiscalitate, Gabriel Biriș. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.